Să rămână distinse domnice, am onoarea să vă salut, stimați conaționali, am onoarea să vă salut domnule general Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă și în Retragere, și vă mulțumesc că ați revenit la 6 TV. Mă bucur să ne revedem. Am onoarea să vă salut, domnule Andrei Vlăceanu, analist politic cu o preocupare aparte pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc că ați revenit la 6 TV. Bună seara, domnule colonel, bună seara, România. Am onoarea să vă salut, domnule Sebastian Rusu, un cronicar interesant pe spațiul României de Est. Vă mulțumesc, domnule colonel. Bună seara telespectatorilor și invitaților. Ne-am gândit ca în această zi de joi să ne focalizăm pe ceea ce ar putea fi Uniunea Europeană în 2019. Avem și o primă imagine pe ecran. O să vă surprindem un pic cu ea, pentru că este sediul Agenției Spațiale Europene, care recent și-a făcut o proiecție asupra planurilor pentru anul următor, ceea ce poate fi viabil și pentru Uniunea Europeană. În același timp, nu uit că joi dimineața Express, un cotidian cunoscut în Marea Britanie, spunea că Uniunea Europeană în 2018 a trecut printr-un haos. Haosul pe pământ și organizarea în aer, dacă ar fi să comparăm proiectele Agenției Spațiale Europene cu ceea ce nota critic celebrul și cunoscutul ziar britanic. Care ar fi primul tău comentariu, Andrei Vlășceanu, pe această temă? În primul și în primul rând este o decizie de salutat, faptul că există acest interes. În al doilea rând, este necesar, pentru că cursa spațiului, așa cum o vedem în zilele noastre, care a început de fapt în anii 50, cursa spațiului prezentă în continuare, deci de aproape 70 de ani, reprezintă un interes pentru tot ceea ce înseamnă ideea de mare putere. Sovieticii au fost primii în aer, Laika și pe urmă tovarășul Gagarin, pe urmă americanii au ajuns pe lună. Pe urmă s-au pus de acord cât de cât pe acea zonă, pe stație de cercetare, și automat și Uniunea Europeană trebuie să vină să devină astfel o mare putere și din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere a științei, deci mai ales a cercetării. Și din acest punct de vedere vedem faptul că pentru 2021 și 2027 sunt alocate undeva la 16 miliarde de euro bani pentru cercetare și dezvoltarea de capacitate pentru zona de aerospațială. Este un lucru foarte bun acest lucru, pentru că, așa cum se spune în comunicatul de presă, un interes este în primul și în primul rând să vină ca o măsură de autonomie strategică a Uniunii Europene. E o formulă mai care strânește unele spirite, pentru că a fost folosită de președintele Macron, dar pe de-a întregul Uniunea Europeană trebuie să înceapă să gândească cam în ce direcție dorește să meargă. Iar zona asta de aerospație, în zona aerospațială, reprezintă o zonă de interes, pentru că e și bună din punct de vedere a business-ului. Automat, când există acest cadru și există aceste fonduri, există și interesul actorilor privați de diferite forme, care se vor racorda la aceste lucruri și automat va însemna un business bun pentru ei ca și dezvoltare tehnologică. Domnule Jean Bălăceanu, dacă ne uităm la Europa de astăzi, la Uniunea Europeană, și o luăm de la partea vestică spre est, spun pentru că am și fost recent într-un turneu automobilistic, Spania este o țară democratică, condusă de un monarh, dar are pe de o parte Catalonia, care n-a încetat să se gândească la o separare de Spania, are în partea nordică țara Baștilor, care și-a câștigat un statut de autonomie. Este Franța, care se scutură vizibil datorită mișcării vestelor galbene, care au arătat cu degetul spre o conducere ce pare a ține numai cu bogații. Este o Italia care a dus la putere un guvern mai degrabă al formulărilor bombastice decât al rezultatelor concrete, și pe acest fond există o întrebare. Un Berlin în care Angela Merkel e pe partea coborătoare și un Paris unde Macron nu se mai bucură de popularitatea care l-a dus la putere, mai poate asigura această coagulare numită Uniunea Europeană? Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor. Suntem a treia zi de Crăciun. Să rămânem puțin în spiritul Crăciunului.
să le spunem mulți, la mulți ani celor care își aniversează ziua onomastică astăzi. Da. Aveți mulți, Ștefan, la Asociația Ofițerilor în Rezervă și Retragere? Da, sunt și am și felicitat. Ați dat un ordin de zi cu toți, așa? Îi mai felicităm o dată. Da. Noi întotdeauna facem o trimitere spre imaginea de haos și vorbește de Europa în 2018 a haosului. Trebuie să plecăm de la ideea că lumea niciodată n-a fost prea bine așezată. Lumea și-a avut dinamica ei, Europa și-are dinamica ei. Noi ne putem permite o analiză legată de ceea ce spuneați mai devreme, dar trebuie să avem și o anumită gândire cu o prospecțiune legată de viitorul Uniunii Europene, nu neapărat 2018, poate ca lecție învățată și nu în mod expres 2019, dar sigur trebuie să-l abordăm, pentru că întotdeauna ne dorim, nu? Se apropie anul nou și ne dorim un an mai bun decât celălalt. Există o dinamică aparte a lumii la ora actuală, o reașezare, dacă vreți. Unii vorbesc de o nouă ordine economică și socială. Există într-adevăr la nivel global o luptă pentru determinarea polilor de putere. Există o nouă atitudine a Statelor Unite alături de rolul, între ghilimele, de jandarm al lumii, apropo și de ultimele declarații ale președintelui Trump. Dar există și spațiul de care noi suntem interesați, e vorba de Europa, e vorba în mod specific de Uniunea Europeană, e vorba de preluarea președinției de către România pentru cele 6 luni, primul semestru al lui 2019. Iată deci că este un subiect pe care trebuie să-l abordăm, chiar dacă suntem acum în deplinătatea sărbătorilor de iarnă și întotdeauna, cu ocazia sărbătorilor, vrem să ne relaxăm, vrem să gândim optimist, vrem să fim mai înțelegători și cu mai multă iubire și apropiere între noi, între noi oamenii și, de ce nu, dacă nu folosesc un limbaj de lemn, și între noi statele din Uniunea Europeană. Europa a trecut prin momente dificile, nu e cazul să le analizăm acum, nu aparținut neapărat lui 2018. Ca și crize de impact, anii anteriori au fost mult mai provocatori pentru Uniunea Europeană. Criza financiară și după aceea criza migrației. Au fost două crize peste care Europa a trecut, să spunem, cu brio, fără consecințe dramatice din punctul acesta de vedere. Iată că 2018 aduce o nouă temă și din nou Europa caută soluții, este vorba de Brexit și sigur Europa trebuie să răspundă acum și unor situații particulare din statele Uniunii Europene, inclusiv dacă este să analizăm o situație particulară pe care o are România din punct de vedere politic și a luptei continue încă nedecise între puterea politică și puterea judecătorească. Suntem într-o lume în plină dinamică. Important este să căutăm să înțelegem acest dinamism și să vedem cu măsura capacității noastre vizionare dacă putem avea un viitor care are mai multă incertitudine decât certitudine sau proiectul Uniunii Europene reprezintă pentru anii ce vin o certitudine. Ați dat exemplu și este binevenit legat de preocuparea de viitor a Uniunii Europene pentru spațiu prin această agenție spațială, dar dacă este să gândim pragmatic, trebuie să o găsim și în termenii susținerii financiare. Deci un program de dezvoltare și este doar un exemplu legat de implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea spațială și sunt de acord cu Andrei, mai ales sub aspect comercial. Este un motiv, fac o paranteză, pentru care România vrea să aibă un program propriu cu privire la participarea în privința proiectelor spațiale, tot din interes economic, să mai salveze o parte din bani ca să nu mai plătească chiriile pentru folosirea sistemelor deja existente, dar revenind la perioada 2021-2027, un punct critic și extrem de important pentru viitorul Uniunii Europene va fi modul în care va fi fundamentat și ulterior aprobat bugetul multianual.
Deci, dincolo de relațiile politice, problemele sociale pe care le au unele state plus și minus, dincolo de lupta între progresiștii din Uniunea Europeană și conservatori, trebuie să mergem și pe spațiu economic și mai ales al susținerii financiare. Din punctul acesta de vedere, Uniunea Europeană reprezintă o forță. Și dacă nu putem vorbi de Uniunea Europeană neapărat ca un actor global, din punct de vedere economic și cu anumită nuanțare din punct de vedere financiar, Uniunea Europeană reprezintă într-adevăr un actor global. Iată de ce aș conchide prin faptul că la ora actuală Uniunea Europeană se confruntă cu probleme legate de identitatea sa în sine, identitatea sau identificarea, mai bine spus, a proiectului Uniunii Europene, dar are și experiența depășirii unor crize și nu cred că această dimensiune, între ghilimele, pe care o sublineam mai devreme, a haosului, este o caracteristică în sine a Uniunii Europene. Cu atât mai mult, dacă Uniunea Europeană va găsi soluțiile să depășească și aceste momente mai puțin plăcute de care aminteați vreasă mai devreme, va însemna că este mai matură și se va consolida. Va însemna, în definitiv, că proiectul Uniunii Europene va avea continuitate. Avem pe ecran o imagine inedită. Este vorba de ceea ce poate constitui un viitor și pentru România. Nu știu când salariile și pensiile vor fi decontate în Bitcoin, dar îl întreb pe jurnalistul Sebastian Rusu în ce măsură crede că România în perioada mandatului în fruntea Uniunii Europene va ști să aibă o politică de echilibru în așa fel încât să răspundă exigențelor atât Europei centrale, care are o economie puternică, cât și nemulțumirilor din Europa răsăriteană, care are niște frustrări care ține de evoluția fostelor țări socialiste până când au devenit membri ale NATO și ale Uniunii Europene. În primul rând, aș putea spune că, din câte mi-aduc foarte bine aminte discursul inaugural al premierului Viorica Dăncilă din plenul Parlamentului de la București, președinția României, care va începe la 1 ianuarie, deci peste puțin timp, și-a propus anumite obiective îndrăznețe, iar unul dintre acestea ar fi chiar pregătirea pentru aderarea la moneda, deci pentru aderarea în zona euro și inclusiv la moneda euro undeva la intervalul 2024, dacă nu mă înșel. Și aici cumva trebuie să, nu o să fiu foarte critic, întrucât consider că este un obiectiv care trebuia cumva asumat, dar nu știu în ce măsură suntem pregătiți economic pentru această translație, ca să nu-i zic tranziție, și în ce măsură suntem noi pregătiți să trecem peste șocul. Că aici am un mic comentariu hazliu. Eram în Ungaria zilele trecute și acolo Forințun, că este la putere, și au acceptat să plătim în euro imediat și fără condiționări, și trecând prin munții României și oprind la Alpopas, ospătărița a luat euro, dar s-a dus la șeful, care șeful a schimbat și șeful ne-a dat restul. E și o chestie de mentalitate. Da, sunt întru totul de acord cu ceea ce ați noastră, dar înainte de toate, cred că economia României cumva trebuie să facă acești pași pentru pregătirea trecerii la moneda euro, întrucât nu poți să rămâi periferic când vorbim de aceste spații economice, iar zona euro este o zonă destul de bine închegată și ultimele rapoarte ale Băncii Mondiale n-au fost foarte alarmante cu ceea ce se întâmplă în zona euro, întrucât Banca Centrală Europeană controlează foarte bine pentru moment economiile din zona euro, cu anumite semne de întrebare legate de Italia și oarecum Spania, dar momentan cred că acest obiectiv 2024 este îndrăzneț și rămâne de văzut cu Banca Națională a României dacă cumva există o strategie în acest sens. Prima strategie clară este că rămâne guvernator. Da, dar va fi o problemă, în primul rând, va fi un șoc psihologic în momentul în care vom trece, toate plățile se vor face în euro și vom fi plătiți în moneda europeană. Eu am asistat la momentul în care Germania a trecut de la marca germană la euro și a fost foarte simplu. Puneau prețurile în marca germană, în euro. Și lumea s-a obișnuit. În două săptămâni n-a fost nicio problemă. Și ar mai fi o chestiune legată, nu știu,
cât ar putea economia în momentul de față. Nu sunt specializat în economie, macroeconomie, ca să pot, să pot vorbi despre anumiți indici de predictibilitate, dar nu știu șocul care va fi și dacă vom putea trece peste aceste lucruri, deși eu cred, în opinia mea, că n-ar fi un șoc foarte mare, că economia României este integrată în multinaționale. Se vede jurnalistul Sebastian Rusu, nu știu, totdeauna pregătit să pune întrebări. Andrei, ai niște rețineri. Cred că nu mai jurnalist. Da, te rog, Andrei. Vă rog, domnule general. Atunci să-i susțin ideile lui Sebastian. Noi ne-am reproșat și poate reproșurile sunt realiste. Că nu am lansat un proiect național cu ocazia centenarului, mai puțin, sigur, sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Și victoriile lui Simona Halep, că altfel n-avem ce vedea în 2018. Sau plec de la ceea ce spunea regretatul istoric Florin Constantiniu, că noi, poporul român, de la Mihai Viteazul încoace, am uitat să fim învingători, am uitat să fim ofensivi. Trebuie să îndrăznim. Trebuie să îndrăznim, dar cu o analiză echilibrată, de acord, repet la cele spuse de Sebastian cu privire la o analiză a consecințelor și a șocului din acest punct de vedere. Sunt destule state care au o experiență din punctul acesta de vedere și putem să învățăm și din experiența lor pentru a evita unele greșeli, dar subiectul principal, motivul principal este acela că România trebuie să îndrăznească și să nu rămână la periferia Uniunii Europene. Dincolo de mesajul politic pe care îl poartă și președintele, pe care îl poartă și guvernul la ora actuală ca Europa să nu fie o Europa cu două viteze, sunt mesaje declarative, sunt mesaje cu simbol politic. A nu fi sau a nu fi într-o Europa cu două viteze va însemna după 2024 sau poate puțin mai târziu, dar va trebui să însemne un obiectiv major ca România să se regăsească în zona euro. Este necesar pentru că zona euro a demonstrat, apropo de criza financiară pe care o aminteam puțin mai devreme, Uniunea Europeană a demonstrat o capacitate fantastică să se redreseze în fața unor situații extrem de critice. Situații care, știm prea bine, au fost între ghilimele promovate prin ceea ce a însemnat startarea acestei crize la nivelul Statelor Unite ale Americii. Și iată, în această competiție, Uniunea Europeană reușește să-și asigure stabilitatea. Și reușește, atât în Spania, în Irlanda, dar mai ales în Grecia, să rezolve probleme extrem de critice la momentul respectiv. A fost o probă, dacă vreți, a solidității pe care o are Uniunea Europeană în interiorul zonei euro. Noi trebuie să aspirăm spre așa ceva, pentru că, în definitiv, ajungerea în zona euro ar însemna și o consacrare a României din punct de vedere a unor performanțe economice. Noi le contestăm, dar ele sunt prezente. Și România a devenit un stat european, dacă vreți, într-o manieră, într-o anumită parte, de tip occidental. Și am să vă spun de ce. De tip occidental, pentru că, dincolo de instabilitatea politică, iată că în ultimii ani, din punct de vedere economic, România nu a suportat niște șocuri. Deci a căpătat o maturitate economia mediu-antreprenorial, nu atât economia de stat cât economia privată, ca să nu mai fie atât de dependentă de anumite decizii politice, să-și asigure acea independență. Economia noastră este strâns legată de Uniunea Europeană și atunci nu aș vedea un dezastru, ci dimpotrivă aș vedea o perspectivă aparte pentru România odată cu intrarea în zona euro. Apropo. Repet, însă cu o bună analiză, cu un bun program din punctul acesta de vedere și fără doar și poate cu ceea ce ar trebui să ne spună și Banca Națională dintr-o asemenea perspectivă. Însă nu am auzit în nicio declarație a Băncii Naționale că România nu ar trebui să se gândească să excludă cu totul din programele sale strategice doar că o posibilă intrare în Uniunea Europeană. Doar că a avansat un termen din punctul de vedere al băncii. Avem acum pe ecran Andrei Vlășanu imaginea celor doi lideri de fapt ai Uniunii Europene. Angela Merkel, care a fost ambunii motorul și considerată practic cancelarul Uniunii Europene, și președintele Macron, care a început frumos, dar care prin măsurile neinspirate de mărirea prețului benzinei și alte
elemente care au nemulțumit populația, a scăzut brusc în popularitate și la nivelul Uniunii Europene, noi vorbim de două viteze, aici vorbim de doi lideri, dar Macron vede mai multe zone de dezvoltare în Uniunea Europeană. Cum evaluezi acest binom Berlin-Paris pentru viitorul Uniunii Europene în 2019? În primul și în primul rând, eu ceea ce văd în acea minunată poză, văd doi foști, nu mai au niciun fel de relevanță politică. Doamna Merkel a ieșit și va ieși din scenă, după părerea mea, în anul 2019, în cazul în care vor exista două posibile scenarii, una în care își anunță demisia și o pregătește pe doamna Annegret să-i preia cancelaria, sau să existe anticipate, așa cum sunt deja ușor șoptite la nivelul Berlinului, pentru că situația socială este una destul de explozivă. Există în continuare provocările cu migranții. Provocările cu migranții automat antrenează extrema dreaptă în suportul AFD-ului. AFD-ul la ora actuală, din punct de vedere al sondajelor, este peste CDU. Deci există deja elementele sociopolitice destul de explozive care să ducă într-una din cele două scenarii. La domnul Macron, domnul Macron a vrut să apese accelerația până la capăt, dar s-a izbit într-un pom. Pentru că eu pot să înțeleg ideea lui bună până la urmă, de ideea de o economie eco, deci o economie biologică mai mult, în care să se susțină dacă e o trecere către mașini electrice, bio și tot. Numai că domnia sa, așa cum am spus, a apăsat accelerația până la podea și s-a izbit în primul punct care a ieșit în cale. De ce? Pentru că în loc, domnia sa nu a înțeles că disruptive economy, ideea asta de disruptive economy, economia care rupe tradiționalul, este o primă formă, dar care trebuie lăsată să crească ușor, ușor, tot pe ideea de cercuri. Pleacă din anumite puncte și cercurile încep să se mărească. Și automat, la ora actuală, avea o mașină electrică, să mergem pe ideea de mașină electrică, indiferent de marca pe care ți-o dorești, reprezintă niște costuri de întreținere, pentru că e în continuare la nivelul de prototip, sunt încă noi pe piață ca și produse, trebuie testate permanent, apar tot felul de provocări tehnice și mai ales ai o mare problemă pentru că nu există infrastructura necesară de alimentare electrică până la urmă. Nu există stații, nu există încă și în primul rând nu există o cultură a acestei utilizări. Există o minoritate în Franța, în Germania, în Uniunea Europeană și în România încep să apară. Vedem că statele nordice, în schimb, au accelerat politicile la nivelul acesta, dar, din nou, faptul că domnul Macron a crescut prețul carburantului și mai ales la nivelul diesel, care a reprezentat și cumva reprezintă o formă mai ieftină de carburant, a antrenat foarte mult zona rurală din Franța versus zona urbană. Că s-au manifestat în zona urbană este o chestie de înțeles, dar cele mai multe manifestări, nu neapărat agresive, dar cât mai puternice din punct de vedere al simbolistici, au fost în zona rurală. Normal, în zona urbană, că a fost Parisul cu marile violențe care sunt în continuare prezente, nu la aceeași intensitate, dar mă refer la cele de la bun început și mai ales în zona Arcului de Triunf, luptele cu forțele de ordine, au reprezentat o mare provocare pentru domnul Macron. Inițial a avut o poziție de om dur, ulterior a făcut un pas în spate, a venit nu cu 100 de lei, ci cu 100 de euro, care automat s-au făcut calcule că tot ce a promis domnia sa în acel public speaking, în acel speech de la Elysée, și a mai avut o surpriză. Va afecta foarte profund. Și a mai avut o surpriză, s-a dus să-și vadă trupele franceze dislocate în Africa și pe timpul discursului există imagini video, le-am pus și pe pagina mea din Facebook. Chiar primul soldat care stătea cam la un metru de președintele Franței, brusc a căzut.
nu s-a dat. Nu e un simbolism foarte bun. Nu e un simbolism foarte bun, dar i s-a întâmplat președintelui Franței, în sală erau militari, în stânga erau militari pe trei rânduri și exact primul de lângă el a căzut. A fost bine, senzația de carisma lui Macron. Da, și da, da, mi-a scăpat mie carisma, da. Am da. Înțeles. Pe scurt, problema este destul de puternică din punct de vedere al acestui binom, pentru că teoretic nu mai ai un leadership politic pe care tu să te bazezi. Mai ales că ai și Brexit-ul, în care tot timpul premierul din Downing Street, numărul 10, indiferent de numele lui, că era laburist sau că era conservator, venea să echilibreze, în buna tradiție britanică, să echilibreze acea balanță de putere. Era al treilea loc în Consiliul European. La ora... Iar în același ziar Express, un fost ministru de externe german spunea că trebuie să ne purtăm în anul care vine cu Marea Britanie cum facem după un divorț. Adică măcar un minimum de relații civilizate între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Da, și mai ales că la ora actuală vedem faptul că nu există un interes politic în Parlament, în Camera Comunelor din Londra, referitoare la un Brexit deal, așa cum a fost negociat de către doamna Theresa May, și acum toată lumea se pregătește, inclusiv cabinetul doamnei May se pregătește de un nou Brexit deal, în ideea în care pur și simplu se va intra într-o altă stare de fapt, nu vor exista anumite relații deja stabile, iar cel mai mult și cel mai mult va fi afectată economia britanică, care va trebui să plătească instant aproape 147 de stabilă, miliarde de... Stabilă este însă ora în care acordăm pauza publicitară. Revenim cu distinșii noștri invitați la un dialog interesant în partea a doua a emisiunii Ziua Z. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem o imagine inedită pe micul ecran. Această imagine generează și o întrebare justificată. Modul în care România va relaționa nu numai cu celelalte state membre pe timpul lunilor în care are un mandat clar, cei tineri au încredere în diplomația română, cei de o anumită maniere conservatoare de a vedea lucrurile au exprimat și alte opinii. Ceea ce constat este că totuși de când e cancelar german, doamna Merkel nu a venit pe timpul președintului Klaus Iohannis la București. În același timp, președintele Macron, care a zis că de 1 decembrie 2018 alături de români la București a avut probleme cu vestele galbene și nici dânsul n-a venit. Sebastian Rusu, cum vezi această relație între București, Berlin și Paris, în care e clar că la Uniunea Europeană diplomația română va fi nevoită să țină cont și de ceea ce se hotărăște în spatele ușilor chinse de la persoana care conduce guvernul german și persoana care conduce de facto guvernul francez. Aș putea spune că momentan domnul președinte al României, Klaus Werner Iohannis, a jucat destul de bine diplomatic această relație legată în special cu Berlinul. Ultima întâlnire cu cancelarul Angela Merkel s-a lăsat cu discuții bilaterale foarte importante în ceea ce va însemna deschiderea mandatului nostru la președinția Consiliului Uniunii Europene. Temele principale s-au axat în primul rând pe modul în care Germania poate să susțină România și implicit ceea ce se va întâmpla cu Brexit-ul și nu neapărat momentul divorțului de Marea Britanie și apoi tot ce se va întâmpla pe 9 mai la summitul de la Sibiu. Foarte important despre viitorul Uniunii Europene și modul în care noi putem gestiona aceste dosare, că sunt foarte multe dosare și aici mă refer în primul rând și la problema migranților care a fost dezbătută la începutul emisiunii de colegul nostru Vlășceanu, problema bugetului, foarte important al bugetului și a modului în care noi, diplomația noastră și în special, eu văd lucrurile astea în primul rând. Administrarea nu o facem noi în mod direct. Sunt funcționari europeni. Noi cumva trebuie să armonizăm și cumva să jucăm la capitolul imagine. Fiindcă deciziile principale cred că au fost deja luate sau schițate, iar noi cumva trebuie să valorificăm și noi interesul nostru național. Iar pentru un moment, cred că România, prin ceea ce a făcut domnul președinte în momentul de față, cred că a avut o deschidere și a jucat destul de echilibrat. Și aș mai spune că a mai avut o întâlnire foarte importantă
tot legat de Brexit, la cartierul general, de la, al NATO de la Bruxelles, unde a fost o întâlnire cu liderii Olandei, Theresa May, Germanii, unde s-au discutat tot anumite aspecte legate de bugetele multinaționale de apărare și modul în care va afecta sau nu va afecta capabilitățile Marii Britanii. Bun, dar să jucăm cu cărțile pe masă. 2019 înseamnă și alegeri europarlamentare, în care și România este implicată. Da? Aici va fi o mare... Și finalul de an înseamnă finalul campaniei pentru cine va fi în continuare președinte al României. Aici va fi o mare problemă, în special în ceea ce va însemna alegerile europarlamentare, fiindcă va avea o miză foarte importantă aceste alegeri, ținând cont că suntem și la președinția Uniunii Europene, dar pe de altă parte și va fi foarte important modul cum se va echilibra noul plen comunitar. Vor câștiga populari europeni sau va veni cumva socialiștii sau cumva ALDE, liberalii? Va fi o bătălie foarte importantă și nu știu în ce măsură războiul dintre palate cumva în această perioadă, nu știu dacă nu se va acutiza. Ne referim la palatele de pe Dâmbovița. Da, la Palatul Victoriei și la Palatul Cotroceni, cele două palate. Va fi foarte dificil de gestionat acest război hibrid, că eu văd un război hibrid în continuare între acești factori de decizie de la nivelul statului român și ceea ce vrem noi ca stat să transmitem în acest mandat european, că totuși trebuie să spunem că este o oportunitate. După 12 ani de când am intrat în spațiul european, am aderat în Europeană, cumva ar trebui să dăm dovadă de o maturitate foarte important la capitol politic, o maturitate a liderilor politici și cumva aceste bătălii să treacă cumva în plan secund. Deși, cum a spus și dumneavoastră, va fi foarte dificil, fiindcă avem aceste alegeri europarlamentare în vară, iar cumva din toamnă vom intra într-o campanie agresivă pentru alegerile prezidențiale. Miza e foarte, foarte ridicată, un mandat de 5 ani, președintele, nu știm clar cum vrem, am înțeles că va fi un referendum, vrem o republică prezidențială sau nu, vrem o republică parlamentară, va fi foarte dificil. Domnule Jean Bălăceanu, ce vrem noi românii vis-a-vis de 2019? Suntem europeni, ne-am bucurat cu toții ca să avem un mandat împlinit cu anumite rosturi la nivelul Uniunii Europene, dar începe bătălia pentru alegerile parlamentare nemiloasă și o bătălie și mai dură pentru prezidențiale. Care este valoarea dumneavoastră? Păi, valoarea ar spune în felul următor. România să se înscrie într-un mesaj istoric. Ar putea să aibă un asemenea mesaj dacă îi va fi și conjunctura favorabilă pe perioada președinției. Mesajul istoric ar fi de începere, de gândire a procedurilor de aderare la Uniunea Europeană, a Macedoniei, Macedonia de Nord și Albaniei. Ar fi, dacă vreți, un București al lui mai 1913 cu pacea în Balcan. Este un pas extrem de important pentru noi și pentru zona adiacentă noastră, nouă, Balcanii. În același timp, spuneam mai devreme și insist, Austria n-a acționat prea mult pe linia aceasta, a putut să aibă o asemenea poziție mai neimplicată. Iertați-mă, e vorba de bugetul multianual 2021-2027. Este o provocare. O provocare este și Brexit-ul, dar în contrapondere poate fi ceea ce spuneam mai devreme, lărgirea Uniunii Europene prin gândirea cel puțin, pentru că e legat accederea celor două state de decizii fundamentale, inclusiv de coloratura politică a noului Parlament European. Îl vom vedea, o vom vedea după alegerile din mai. Un alt dosar important pentru România și de altfel și la nivelul Comisiei Europene, pentru că România trebuie să exprime o președinție nu ca reprezentare a intereselor naționale, este o regulă de aur a Uniunii Europene să caute, să valorifice oportunitățile, dar nu o implicare directă pe dosare care sunt de interesul României, dar un dosar care este de interes la nivelul Uniunii Europene rămâne deschis capitolului agricol, dosarului agricol. Pași care se pot face pe această linie pot să fie favorabili și pot să reprezinte oportunități și pentru România.
Sunt mai multe dosare, o zonă de interes ar fi și dosarul, să-i spunem, PESCO, a fondurilor structurate de cooperare, a parteneriatului structurat de cooperare, de dezvoltare a unor capabilități militare a Uniunii Europene. Este o zonă de interes a României, aș găsi-o nu atât de mult, pentru că se poate pătrunde greu, dar nu imposibil în ceea ce înseamnă cercetarea, dezvoltarea și chiar producția în domeniul capabilităților militare, dar o zonă de interes legată de PESCO este cea de alocare de fonduri pentru mobilitate militară și, în mod indirect, fonduri noi pentru dezvoltarea infrastructurii în România, impropriu spus dezvoltare, ci reabilitare infrastructurii în România. Când vorbesc de reabilitare, mă gândesc în primul rând la starea precară în care se găsește la ora actuală calea ferată românească. Iată, deci, sunt câteva dosare care, nu în mod direct, dar în mod indirect, dacă vor fi bine gestionate de către România pe perioada președinției, pot să aibă niște consecințe directe asupra rolului de actor pe care România îl poate avea în zona de sud-est a Europei și față de anumite dosare care sunt de interes și pentru economia românească. Sigur că ne putem aștepta ca într-o anumită măsură această luptă, această dihonie, dihotomie, indiferent cum vrem să-i spunem, între palate să se reflecte și modul în care România va exercita președinția, să sperăm că nu o va influența. Știm că au mai fost situații chiar mai dificile în perioada în care Malta a avut președinția Uniunii Europene, datorită instabilității politice în Malta au fost organizate alegeri anticipate, dar exercițiul președinției a continuat. Ca atare, sper că se va găsi maturitate, înțelepciune de ambele părți, astfel încât cele 6 luni să confirme că România este un membru de încredere în Uniunea Europeană, pentru că termenul de încredere alături de România, de deciziile sale politice în privința politicii externe, trebuie să însemne mai mult, pentru că înseamnă deja ceva. Elementul de încredere este evident că apare alături de România la nivelul NATO și ar fi bine să se realizeze un transfer de climat de încredere față de România și prin modul în care își va exercita atribuțiunile ca pe perioada președinției Consiliului Uniunii Europene. Ok, avem o imagine nouă pe ecran acum, Andrei Vlășanu. I-a însoțit un articol interesant care arată că în aparatul administrativ al Uniunii Europene au pătruns prin intermediul computerelor hackeri, inclusiv din China. Iată că ceea ce constituia până acum o proiecție privind relațiile benefice ambelor părți de cooperare economică între Uniunea Europeană și China, ca să luăm numai acest palier, dar hackeri sunt și din partea Federației Ruse, dintr-o dată arată o adversitate deocamdată pe plan electronic la care puțin s-au gândit. Uniunea Europeană, pe de o parte, are problemele interne între diferitele state, mai mult sau mai puțin dezvoltate economic, și mai nou se confruntă cu această dorință de penetrare a secretelor sale, atâtea câte sunt, de către țări care vor să-și extindă influența economică. Un prim răspuns și un prim interes din partea Republicii Populare Chineze referitor la acest atac de tip hacker, inclusiv că în relația cu UE și mai ales cu Statele Unite, reprezintă de fapt o nouă formă de furt tehnologic. Ăsta este interesul primordial, pentru că la ora actuală în China, pe fondul de aniversare a celor 40 de ani de opening, de deschidere a Chinei prin politica lui Deng Xiaoping, la ora actuală există planul Made in China 2025, prin care se dorește cam undeva la 80% din ce se consumă din punct de vedere tehnologic în China să fie făcut totalmente în China. Și de aceea se susține foarte puternic zona asta de cyber pentru a accesa baze de date pentru furt tehnologic, privind a nu mai cumpăra tehnologie, ci de a o fura și replica la nivelul Chinei. Din acest punct de vedere, vedem, de exemplu, faptul că la ora actuală China, dacă nu mă înșel, în următoarea perioadă, în următorii câțiva ani, cum ar veni, se pregătește să lanseze al doilea air carrier,
portavion făcut chiar de către ei. Primul l-au cumpărat, l-au cumpărat din Marea Britanie, acum se, se pregătesc să-l... La ucrainien. Ucrainieni? Da, de la ucrainieni. Mă scuzați. Moștenire de la URSS. Mă scuzați. L-au cumpărat din, din extern și acum se pregătesc să lanseze primul portavion făcut de ei. La, asta este politica Chinei pe următorii cel puțin 30 de ani, în ideea în care se devină, au devenit cât de cât o putere continentală, doresc să devină o putere maritimă și să se să confrunte direct cu, cu, cu Statele Unite. Problema care se pune în relația cu Uniunea Europeană este una destul de puternică, pentru că la ora actuală China are acel format de discuții referitor la discuții politice, negocieri economice și, și comerț, referitoare la cele 16 țări din Uniunea Europeană. La ora actuală foothold-ul, capul de pod în Uniunea Europeană, este la Budapesta. Au reușit și nu la București? La București a încercat, nu s-a găsit același, același tip de deschidere pe care l-a avut Orban. Am asistat la Ministerul Român de Externe la o, primirea unei delegații de foarte tineri diplomați chinezi și de câteva ori au spus chestia asta. Noi la Budapesta avem zona noastră cea mai... Nu cred că au făcut-o cu rea intenție, dar mă întrebam așa ca simplu român, de ce n-ar fi fost Bucureștiul? Păi, există o explicație. Există anumite explicații de anumite rațiuni politice și altfel de interese la mijloc. Putem... Eu aș merge pe explicația grupului de la Visegrad. Grupul de la Visegrad reprezintă o piață mult mai largă decât România în sine. Pătrunderea prin Budapesta, putea să fie o variantă și Varșovia, înseamnă o zonă economică de interes pentru China. Și cu anumită influențare, dacă vreți, din punct de vedere al relației între Uniunea Europeană și China. Dar o altă subliniere vreau să fac, apropo de război cibernetic, apropo de hackeri. O problemă cu care va trebui să, să se confrunte și să gestioneze România pe perioada președinției va fi posibilă interferența Federației Ruse pe timpul alegerilor europarlamentare. România, alături de 6 state, au semnat o declarație pentru Parlamentul European pentru stabilirea unor măsuri de protecție dintr-un asemenea punct de vedere. Aici lucrurile ne sunt destul de clare, că avem destule dovezi de interferență și, în mod sigur, Federația Rusă va fi nu interesată, va fi extrem de interesată de configurarea politică, de cromatica politică, să zic așa, a viitorului Parlament European. Conservatorii sunt favoriții Federației Ruse pentru că ei merg mai mult pe ideea euroscepticismului, pe, nu atât pe o dezvoltare amplă a proiectului european, nu merg pe o idee de coeziune a proiectului european și sigur că Federația Rusă este foarte interesată în relația cu Uniunea Europeană să aplice principiul divide et impera. Cert este că până atunci sunt alegerile din Republica Moldova, unde cu siguranță Sebastian Rusu, Federația Rusă, va interveni de o manieră pe care nici măcar nu mai e inedită, nu? Ce ne poți spune? Păi, în momentul de față, în Republica Moldova, lucrurile n-au evoluat. Adică sunt, stagnează, dar suntem în momentul de față la depunerea listelor. Avem alianța acum, care, să spun așa, după lupte seculare, doamna Maia Sandu, Andrei Năstase au reușit cumva să atragă anumiți oameni politici din ceea ce a reprezentat Partidul Liberal Democrat al lui Vladimir Filat. Din păcate, pentru mine este o mare dezamăgire comportamentul Partidului Liberal al domnului Mihai Ghimpu. Dorin Chirtoacă, te rog. Da, Dorin Chirtoacă, dar a spune în primul rând că plasarea lui Dorin Chirtoacă de-abia acum, în ceasul al 12-lea, la cârma Partidului Liberal, mi se pare că este prea este o greșeală tactică și acest lucru chiar eu m-aș fi așteptat cumva să fie în vara anului 2017, dar domnia sa, domnul Ghimpu, a greșit ca de fiecare dată și acum este o întreagă bălăcăreală, scuzați-mi terminologia în ghilimele, o bălăcăreală. Blocul, momentul, pe Partidul Democrat
și cu PSRM-ul, Partidul Socialist, Socialiștilor lui Igor Dodon, cumva, cum s-a și specificat încă de acum 2 ani, când au dat această monstruoasă lege electorală într-un sistem uninominal, mix cu liste și un sistem uninominal, deci o struță, o cămilă, cumva vine să sprijine și să întărească acest cartel între oamenii oligarhului și oamenii Kremlinului. Este o întreagă campanie, o pre-campanie, de fapt este o campanie electorală, a început chiar, să spunem, chiar din primăvara acestui an, că se încheie peste câteva zile, prin măsuri populiste, că practic au asfaltat, au plombat câteva drumuri, au mai pietruit câteva drumuri comunale, au mai dat câțiva lei la pensii și salarii și au căutat ca și în România să fidelizeze aparatul a funcționarilor, aparatul de stat și cumva anumite elemente din Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova și anumite părți din Armata Republicii Moldova, foarte importante în ceea ce va însemna, alături de justiție, care justiția a fost cumva transformată foarte frumos de domnul Vladimir Plahoniuc. Eu, unul, mă aștept la o campanie murdară. Să facem precizarea că era o ironie, nu o laudă. Nu, o ironie, categoric. Nu, da. Nu pot să-l laud pe domnul Plahoniuc, că nu avem cum să lăudăm un sistem oligarhic care cumva se, alături de sistemul lui Lukashenko, se pun cumva la periferia Uniunii Europene și aceste două regimuri ar trebui cumva, nu să spun că nu vreau să fiu dur, totuși suntem în a treia zi de Crăciun, pot să fiu un om radical, dar ar trebui eradicate cumva, fiindcă... Pe cale democratică. Da, prin votul cetățenilor. Mai am o imagine aparte, am pregătit-o pentru domnul general Bălăceanu. Este o imagine redifuzată în România, iată pe președintele Franței bătând pe umăr pe un cadru militar din armata română. Este un instantaneu surprins la o întâlnire la sediu NATO. Ceea ce mă interesează pe mine este faptul că această fotografie a fost ca ilustrație pentru un articol care susținea și mai zilele trecute necesitatea unei armate europene. O armată europeană bicefală cu conducere franco-germană, domnule general? Sunt dosare importante pentru Uniunea Europeană, dincolo de, să-i spunem, dosarul Armata Europei. M-aș referi la dosarul convergenței, în motoul pe care îl va avea președinția noastră, nu? Coeziunea ca simbol comun al Europei, al europenilor, dacă vreți, și problematica legată de fondurile de coeziune. Fac o paranteză aici, se vorbește de câteva miliarde pentru PESCO, dar ele trebuie luate din fondurile de coeziune și aduse pentru dezvoltarea unor capabilități militare. Este un proiect prin care, iată, Europa ar deveni într-adevăr un actor global, ar fi măsura în care Europa aș putea să-și reprezinte interesele și prin forță militară. Să sunteți un general realist cu picioare pe pământ. Da, ați condus o formație multinațională în Turcia, ați avut contacte cu parteneri din state aliate. Deci eu subliniam mai devreme acest deziderat pe care îl are Uniunea Europeană prin binomul Germania și Franța, prin cele declarate și de Juncker, dar dincolo de și dincolo de faptul că s-ar realiza, cel puțin în faza actuală, o duplicare a efortului între NATO și Uniunea Europeană, haideți să vedem care este realitatea pe teren. O armată nu se construiește fără finanțare. De unde această finanțare, când greu reușește Trump, contradictoriu este. Trump se supără când se fac afirmații alături de o forță militară a Uniunii Europene, dar în același timp Trump insistă chiar cu obstinație asupra celui 2%, care se va atinge probabil în 2024 la un număr de aproape jumătate din statele NATO. Fără o finanțare corespunzătoare, nu vom putea vorbi despre perspectiva construcției unei forțe militare reale. Al doilea aspect este cel legat de, reiterez, duplicarea efortului. Iar efortul de apărare și securizare a spațiului european și de control, dacă vreți, ale intereselor noastre ca membrii NATO în spațiu global, că putem vorbi și de așa ceva, ține seama de relația euroatlantică.
faceți numai o comparație între cele 200 de miliarde pe care le alocă anual statele, mai puțin Canada și Statele Unite, Statele Unite și Canada, și bugetul Statelor Unite de 700 de miliarde. Bugetul Statelor Unite pentru apărare este de 3 ori cât bugetul celorlalte state din Europa. Ceea ce creează de la bun început o discrepanță, dacă vreți, un deficit de investiție în cercetare, dezvoltare și un deficit de investiție în capabilități. Europa va rămâne legată de relația euroatlantică, România trebuie să pledeze cu încăpățânarea asupra menținerii, dezvoltării, consolidării acestei relații euroatlantice, pentru că la ora actuală este singura garanție de securitate, nu atât pentru România, dar în primul rând pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană. Trebuie să se înțeleagă un asemenea lucru. Deci, subiectul principal ar fi, dacă vom ajunge de la 0,5% cât alocă acum Luxemburgul, un exemplu, chiar dacă este vorba de un stat foarte mic pentru un armare, sau Spania, nu? Un stat totuși dezvoltat, 1,1%, sau Germania, 1,4%, vor ajunge la cei 2%, atunci vom putea gândi din momentul respectiv la perspectiva unei Europe a apărării sau unei armate a Europei. Până atunci să lăsăm ca NATO să fie consolidat. NATO este extrem de solicitat la ora actuală, nu atât pe relația sud, pe zona critică de sud a Europei, frontiera de sud a Europei, este solicitată și va fi din ce în ce mai mult solicitată pe relația, pe zona, pe direcția, dacă vreți, a estului. Numai ultimul anunț pe care îl face Putin, că anul viitor Federația Rusă va avea primul regiment dotat cu arme hipersonice. Testul fiind extrem de elocvent, o lansare care se face din districtul de sud-vest, da, către extremul orient. Imagine video. Și aș face o paranteză aici, joacă bine din punctul ăsta de vedere Rusia, niciodată nu veți vedea lansări de rachete dinspre estul Rusiei înspre vest, ci înspre extremul orient. Niciodată nu vom vedea în perioada proximă mari aplicații în zona de frontieră cu NATO și cu Uniunea Europeană, ci marile aplicații se fac în zona extremului orient, vezi Vostok 2018, realitatea însemnând altceva, pregătirea din punct de vedere al cursei în armelor, pentru că asistăm la o reluare a cursei în armelor, dar și din punct de vedere al creării unor forțe mari, a unor grupări de forțe pe timpul exercițiilor, care să reprezinte mai mult decât un factor de descurajare la adresa NATO, vezi, Statele Unite ale Americii, sau chiar a unui și european. Și sunt un factor de descurajare al invitațiilor, pentru că trebuie să oprim dialogul, urmează pauza publicitară. Revenim cu cei trei invitați pe aceeași temă, Uniunea Europeană în 2019, după minutele afectate publicității. Continuăm emisiunea Ziua Z, focalizată pe ceea ce va fi Uniunea Europeană în 2019. Iată acum pe ecran o fotografie preluată de pe site-ul oficial al administrației prezidențiale din România. O întâlnire între președintele Klaus Werner Iohannis și ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Un semnal inteligent din perspectiva faptului că România își va asuma responsabilități aparte chiar din prima lună a anului 2019. Pornind de la acest eveniment, o să vă rog, domnule general Bălăceanu, să ne spuneți dacă sunteți un pesimist sau optimist privind modul în care România va gestiona această perioadă la nivelul cel mai înalt în Uniunea Europeană. Discutam în pauză cu distinșii noștri invitați care fac parte din categoria juniorilor, o, Doamne, ce categorie frumoasă, despre lumea în schimbare, despre lumea care progresează. Sigur, discuția noastră era legată de motorul pe diesel, care nu mai are o perspectivă prea îndelungată, apariția, sigur, motorului electric,
O lume în schimbare, o lume care nu mai poate fi ținută pe concept de izolaționism. Vreau să spun și n-am reușit, chiar dacă ar încerca Trump să readucă pe undeva America, Statele Unite ale Americii, într-o poziție izolaționistă, nu mai permite sistemul care există la ora actuală să practice un asemenea lucru. Este, dacă vreți, sinucidere curată și nu se va întâmpla. Deci, să ne fie clar, vom trăi în continuare într-o lume deschisă. Și primăvara arabă a însemnat, un alt exemplu, o lume deschisă. Da? Și Europa trebuie să rămână o Europa deschisă. O Europa a coeziunii și o Europa deschisă. Apropo și de politice pro și contra alături de migranți. Fac iarăși o paranteză aici. Nu mai are Europa la ora actuală o criză a migranților, dar în spectru politic, în campaniile politice, problema migrației, problema cotelor, problema semnării sau nesemnării unor pacturi, unor acorduri pe linia aceasta, devin priorități cu privire la a câștiga un anumit capital electoral și se câștigă din punctul acesta de vedere. Iată deci că Europa reușește să depășească o criză, dar consecințele datorită politicianismului, pentru că adevărații politicieni speculează orice slăbiciune a viitorului votant, se întâmplă un asemenea lucru și de aici stările fluctuante legate de Europa și de poziția anumitor state din Europa. Vezi defecțiunea, că nu pot să-i spun astfel, la Ungariei. Și apropo de Ungaria, îmi amintesc când făceam un curs, un NATO Executive Master la SNSPA, atunci a venit cineva de la cartierul general NATO să ne explice mai amănunțit ce înseamnă NATO și el ne-a dus un exemplu și asta se întâmpla în 2003 apropo de anumite state care nu își îndeplinesc obligațiile la nivel NATO. Era vorba de Ungaria și el spunea lucru interesant, dacă tratatul de la Washington ar avea o prevedere cu privire la o modalitate de excludere, Ungaria ar trebui exclusă. Acum Ungaria este cea care face un joc aparte și folosesc un eufemism alături de Uniunea Europeană, însoțită și de Polonia. Partea bună și optimistă, apropo de întrebarea dumneavoastră, este că românii au un echilibru al lor. Au destule defecte, dar nu este momentul să vorbim despre defecte, să vorbim de o calitate. Există o calitate a toleranței și uneori ne este avantajoasă, ne-a fost și în dezavantaj, iar pe de altă parte este această stare de echilibru. Dincolo de problemele interne, dincolo de ceea ce reprezintă principala amenințare internă și acum asistăm la o slăbire a instrumentelor de luptă împotriva corupției, și Uniunea Europeană spune alături de Bulgaria și România, principala voastră problemă rămâne corupția și este o realitate, România, pe de altă parte, reprezintă un factor de echilibru. Gândiți-vă la poziția României, preluând președinția, nu ca un stat care este un stat deviaționist, ționist, iertați-mă, nu produce o defecțiune în sânul Uniunii Europene. Se găsește într-o zonă de echilibru și România trebuie să-și păstreze această poziție. România, repet, trebuie să facă un obiectiv foarte important al președinției, cât îi se permite pe această linie, ca să deschide calea pentru aderarea, pentru accederea la Uniunea Europeană a celor două state, Macedonia de Nord și Albania. Este în binele nostru, ca stare geostrategică și geopolitică actuală, este în binele nostru ca mesaj istoric, pentru că lucrurile acestea în timp se contabilizează. Și niciodată nici Macedonia de Nord, nici Albania nu vor uita că România pe perioada președinției a făcut tot ceea ce este posibil, da, ca să le asigure accesul înspre Uniunea Europeană. Interesantă afirmație. În definitiv, iertați-mă, a făcut Sebastian o analiză perfectă al Moldovei. Dar Moldova, dacă Uniunea Europeană își stabilește... Republica Moldova. Mai e și Moldova, de Republica la Carpați Moldova. La Prut. Republica de lângă Moldova. Bună afirmația. Rămâne încă încorsetată în interesele Moscovei, rămâne încorsetată într-o structură oligarhică,
care are o anumită independență, nu depinde mult de Moscova, dar nu depinde nici de Bruxelles, ci depinde de propriile interese, ceea ce într-o analiză ar însemna e un ceva, nu este subordonată Rusiei, dar nu este efectul pozitiv, dar rămâne înscrisă, nu neapărat pe capitolul unionist, avem și aici un segment, nu atât de important, ci cu o privire spre Uniunea Europeană. Discutam puțin mai devreme, da? Dacă România intră în zona euro și zona euro va însemna un altceva, credeți că cei tineri, da, care acum au 10-15 ani și peste 10-15 ani, când luăm un scenariu, posibil, România este în zona euro, se vor uita înspre rublă sau se vor uita înspre euro? Cred că se vor uita în bună măsură înspre euro, pentru că Federația Rusă nu va mai avea resursele de dezvoltare pe care și le permite la ora actuală Uniunea Europeană. O asemenea analiză trebuie să ne facă să fim optimiști. Tot proiectul Uniunii Europene poate fi dat peste cap în situația unui conflict generalizat, a unui război de tip clasic pe teritoriul european. Ok, am înțeles. Aducea două intervenții, lucrurile... Sebastian Rosu și Andrei. Deci, în ceea ce spune domnul general Bălăceanu, aș vrea să mai aduc o simplă completare. În primul rând, ar mai fi o problemă principală în Balcanii de Vest și aici mă refer încă situația Kosovo, relațiile dintre Kosovo și Serbia încă nu sunt foarte clare. Kosovo vrea să-și facă o armată națională. A și decis și Parlamentul. Transformarea. Da. Întăresc. Deci Parlamentul din Kosovo a decis transformarea forțelor de securitate în armată. Și mai este o problemă. La începutul lunii viitoare, anului viitor, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va face o vizită, nu neapărat inopinantă, o vizită cumva în avantpremiera ceea ce se va întâmpla la Davos în Serbia, unde va semna niște acorduri speciale pentru un centru nuclear și pentru o anumită asistență militară. Iar pentru noi, pentru diplomația noastră, ar fi iar un lucru pozitiv dacă vom ști să jucăm această carte în Balcanii de Vest și, cum a zis și domnul colonel, în zona Macedoniei, unde în vară am avut un scandal foarte important legat de spionajul rus al Federației Ruse cu centru de un centru de implementare la Sfântul Munte Athos. Nici acum situația agenților care au fost depistați în haine bisericești nu se știe foarte clar. Sunt ai GRU-ului, sunt ai SVR-ului. Pe nu generalul Chiril lucrează. Deci, problema trebuie funcția. Să spunem că suntem în fața unui război hibrid. N-am înțeles chestia cu un lucru pozitiv pentru diplomația românească. Păi ar fi un lucru pozitiv dacă noi vom ști să jucăm aceste cărți. Unde să jucăm? Pe perioada președinției și la masa decizii. Afirmația a pornit de la situația din Serbia. De vizita lui Putin în Serbia, care a fost anunțată. Mi-aș permite o completare, cu scuzele de rigoare. Adrian așteaptă de mult. Andrei. Am și vrut să corectez, am corectat. Tot de la Andrei vine Adrian. Andrei. Ca să-l lăsăm și pe el să vorbească. Întotdeauna gestionez mai bine o situație, întotdeauna in decât out. Aducerea Albaniei în Uniunea Europeană alături de statutul său de membru NATO îl condiționează alături de relația cu Kosovo. Albania are un rol foarte important în ceea ce înseamnă modul în care statul Kosovo, pe care nu-l recunoaștem, Kosovo în sine, și nu trebuie să-l recunoaștem, își exprimă anumite opțiuni. Deci poate să existe un control indirect într-o asemenea dimensiune. Și pe relația cu Albania ajunge și cu Italia. Da, dar mai să mutăm un pic discuția și relația pe o imagine utilă, necesară, dacă vorbim de Uniunea Europeană în 2019, să reamintim distinșilor noștri telespectatori că în 2018 distinșii noștri oficial n-au reușit o modalitate de apropiere a României răsăritene, adică spațiul dintre Prut și Nistru, de țara noastră. În schimb, la Chișinău s-a insistat foarte mult pe conexiunea dezirabilă dintre Chișinău și Bruxelles. S-a reamintit, chiar și în articole publicate pe anumite arealuri electronice, de vizita la Departamentul de Stat al speakerului Parlamentului de la Chișinău. Republica Moldova este mai încântată de steagul Europei, a Uniunii Europene, decât de recunoașterea faptului că tricolorul de la Chișinău este la fel ca tricolorul românesc, mai puțin stema care are particularități distincte. Este un dosar pentru România la conducerea Uniunii Europene, relaționarea cu Republica Moldova. Cum o vede Andrei Vlășeanu?
Bun, s-au deschis atât de multe dosare la care trebuie să dau deja un răspuns. În primul și în primul rând încep cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și viitorul, viitoarea combinație alegorică politică în viitorul Parlamentului European va fi de fapt și viitoarea Comisiei, la fel ce se întâmplă în Austria, se va întâmpla și la Bruxelles. Acesta este deja un lucru fapt cert, acceptat deja la Bruxelles, pentru că mainstream-ul politic tradițional, elitele politice tradiționale nu mai răspund la provocările sociopolitice și economice din societatea europeană așa cum există la ora actuală. În al doilea lucru, alegerile europarlamentare în România reprezintă de fapt un exercițiu de sistem electoral pentru pregătirea prezidențialelor, care prezidențialele au rolul de a determina cine va controla viitorul parlament din 2020. Cu o intermediere de alt exercițiu mult mai puternic la nivel local în 2020, în iunie. Acum trec la al treilea dosar pe care mi l-ați deschis, și anume relația cu Republica Moldova și, cum a zis și domnul general, relația cu Balcanii de Vest. La ora actuală, politica oficială de la București, Ministerul de Externe, Ministerul Afacerilor Europene și Ministerul Românilor de Pretutindeni, de fapt toate din același minister, același calup, este în primul și în primul rând, 1. Susținem politica de extindere a Uniunii Europene și în acest sens domnul Meleșcanu este la Belgrad și a avut discuții cu Alexandru Vucici. Problema cu Kosovo reprezintă în continuare una destul de puternică, pentru că România nu a recunoscut statul kosovar în al doilea rând. Deci ceea ce trebuie, că a discutat Germania, că își dorește Germania un anumit lucru sau Statele Unite își doresc anumite lucruri, ok, sunt interesele lor, dar trebuie să se țină cont și de interesele României și ale Spaniei și a celorlalte state din Uniunea Europeană, că nu au recunoscut Kosovo. Pentru că în momentul în care recunosc Kosovo, automat se recunoaște Transnistria, automat se recunoaște Catalania, automat se recunoască alte regiuni ca tendințe separatiste din cadrul Uniunii Europene și din arealul european. În al treilea rând, pe relația cu Republica Moldova, la ora actuală, din punct de vedere politic, avem 4 câștigători clar deciși care vor intra în viitorul Parlament. Dar vor exista în continuare 2 surprize pe care eu le-am menționat alături de domnul Sebastian Rusu în arealul domniei sale, dar și în alte areale, în care am spus... E vorba de arealuri electronice. Arealuri electronice de informare publică. El la jurnaliștii.ro, rotul adevărul. În anumite zone, în care am spus următorul lucru bazat pe fapte concrete în politica moldovenească, și anume faptul că pe lângă cele 4 partide, să le spun, care vor intra pe vot politic în lista națională și pe circumscripții, vor exista alte 3 surprize. Și anume, domnul Ghilețchi a anunțat acum că va candida pe actualul vicepreședinte al Parlamentului European. Candidează pe circumscripția, mi se pare chiar pe America de Nord. Diaspora. Pe diaspora, America, care e împărțită în 3. Domnul Leancă, mai mult ca sigur, va candida pe o circumscripție în Republica Moldova. Pe următoarea surpriză va fi domnul Voronin, care va veni cu un anumit bagaj electoral care va duce acolo la 6% ca PCRM-ul să intre din nou în Parlamentul de la Chișinău, iar domnul Șor, actualul primar de la Orhei, va veni împreună cu încă 3 candidați și domnia sa, 4 deputați, care vor intra în Parlamentul de la Acum, Chișinău. Așa că afirma, aceste două... Pot să zic și eu câteva cuvinte? Imediat, pentru că până mă întreb și nu mai e cum. Nu, te întrerup acum. Și epuizeze dosarele. Mi-am deschis dosarele atâtea. Trebuie să le înscriu la toate. Acum, dar din înșirul e atât ca multe cipiliși vor fi în Parlamentul de la Chișinău. Păi dacă totul e la joc deschis, ce vreți să fac acum? Asta era, da. Bun. Și domnul Voronin și cu domnul Șor vor mânca din electoratul socialist, pe memoria sovietică și pe alte forme de acceptare, automat PSRM-ul va fi cu un picior, două mai puțin. Pe urmă, domnul Plahoniuc va avea, dacă e necesar, niște voturi de cumpărat de la PSRM, așa cum a făcut cu PCRM-ul în trecut. Iar România, și mai ales în caz de față domnul Ioniță și cu domnul Mihalcu, reprezentanții Uniunii Europene la Chișinău, vor avea tragica misiune de a fi honest brokeri între diferitele fracțiuni parlamentare, adică între Maia Sandu, Lahoniuc, Năstase, pentru a face un nou executiv. Pentru că există riscul ca să existe anticipate la anul concomitent cu alegerile locale, astfel încât atunci la acele anticipate, tot din 2019,
toată lumea să zică m-am săturat, votez cu socialiștii și automat socialiștii se duc singuri în 51 de mandat. Să vedem să nu se sature și Sebastian, că văd eu că fierbea. Da. Asta, chestiunea cu anticipatele, cumva ne cam grăbim în aproximări. Deocamdată, trebuie să luăm în caz worst case scenario tot timpul. Deocamdată aș putea spune că Bucureștiul nu mai este prezent de mult pe scena politică de la Chișinău, domnule. Din păcate. Vlășceanu, cam de mult timp, PSD-ul cu PDM-ul au bătut palma de mult și trebuie să spunem foarte clar că pe banii care i-a dat guvernarea PSD ALDE de la București s-au făcut grădinițe și școli și sala cu orgă și s-au dat pomeni electorale, te rog frumos, s-au dat pomeni electorale și s-au dat mâncare și tot felul de lucruri la anumite categorii mai puțin favorizate din Republica Moldova. Dar domnul Plahoniu nu are nevoie de banii la București, că sunt dat ușoncă și în schimb, domnul Dodon a folosit cu eleganță autobuz dat de guvernul de la București, autobuz școlar, ca să-și facă propria campanie. Dar scena asta electorală îmi pare cunoscută. Din anii 90 la noi. Dar mai este o problemă. You remember. Și aici vă spun. E varianta mică. Exact. Un remember. S-au mai schimbat într-o câteva lucruri. Da, și aș putea spune vizita care a făcut-o domnul Adrian Candu, speakerul Parlamentului de la Chișinău în Statele Unite. A fost o vizită cumva cumpărată. Și cumpărat atent, aranjată de Plahoniuc pentru prin Podesta Group. Așa, pe $600.000. Corect. Hai să spun lucrurile pe nume. Bun, și dar de fapt s-a terminat cu mare eșec, fiindcă vedeți noastră aceste grupuri și atât democrate cât și republicane s-au cam plictisit, neapărat s-au plictisit, dar domnul Plahon nu mai poate să-i păcălească cu războiul hibrid, cu televiziune și propaganda agresivă a Federației Ruse, fiindcă miza principală a domnului Plahonuc este cumva neapărat banii Statelor Unite, cumva o relegitimare folosind falsa carte pro-atlantistă sau apropierea de Statele Unite. El are o problemă în primul rând cu însuși brandul, PDM-ul. El va fi nevoit cumva să apeleze la, cum a zis și colegul Vlășceanu, la marota candidaților independenți. Pe baza uninominalilor, aspectul legat de colegiile uninominale, va lansa anumiți candidați independenți care, mă permit și eu acum către final să fac o neapărat o prezicere, că nu-mi plac previziunile și nici lucrurile pe care nu pot să le analizez. Hai mai bine să ne înșelăm noi, dar să fim prefer mai să mă înșel, să mă înșel. După alegeri este posibil ca acești independenți cumva să vină sub o altă formă, sub aripa domnului Plahoniuc. Fiindcă asta se va întâmpla. Vom vedea. Domnul Plahoniuc va candida la Nisporeni. La Nisporeni nu are o problemă. Oriunde în Republica Moldova nu are o problemă să câștige. Pe oricum e zona de centru unde există cât de cât un electorat cât de cât pro-european. Nu e nici prea spre sud, nici prea spre nord. Automat s-a dus într-o zonă destul de comodă. O întrebare. Toată lumea, okay. Toate partidele de mainstream, că e PDM-ul, că e Maia Sandu, că e Năstase, se bat pe centru și nordul și sudul, care sunt cele mai prorusești, se bate, merge am fanfar domnul Dodon. Bun. În afară de... Vă dau voie. Să vedem această imagine frumoasă, stimați telespectatori. Este din munții României. Schiorii de acolo, da, nu sunt politicieni. Facem o cristiania acum. Nu sunt politicieni. O coborâre. Dar ce se întâmplă la Chișinău și la București? Fiecare cu traseul lui. Uneori se intersectează, uneori nu se intersectează. Puneți întrebarea, domnul general. Am ascultat cu mare atenție. Sunteți buni, tineri și buni. O întrebare indiscretă, de studiu totuși, are discreția ei care se... Cu ghilimele de rigoare, da. Înlătură, sigur că da. Între două orele, Plahoniuc și Dodon, ce am alege? Păi nu, că el e același joc. Când zici Dodon, când zici Plahoniuc, e aceeași chestie. Când zici Dodon, zici tot Plahoniuc. Nu, la ora actuală există o bătălie și se face între doi oligarhi. Care este domnul Plahoniuc, care controlează și pe Dodon, și mai sunt frații Țopa din Germania care îl controlează pe domnul Năstase, care bagă bani și automat Maia Sandu e acolo ca o icoană. Mai cunoscut de către serviciile noastre și de tot ceea ce a însemnat jocul strategic al Bucureștiului este Plahoniuc. Mulțumesc. Asta vă spun. Mulțumesc. Da, e decât în tot timpul alegi răul pe care îl cunoști. Am zis, dintre două rele, care este răul mai mic? Răul pe care noi îl cunoaștem. Știm la ce să ne așteptăm. Mulțumesc, Sebastian.
Nu, are dreptate, domnul general, pentru că, până la urmă, dincolo de aceste detalii care țin de partide, de nume, Republica Moldova, din păcate, rămâne o zonă gri între spațiul Uniunii Europene și spațiul răsăritean. Păi de aia și spun că domnul Daniel Ioniță și cu domnul Mihalco, Peter Mihalco, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, vor avea o misiune foarte grea să-i pună la masă să se înțeleagă pe Maia Sandu, Andrei Năstase și pe Plăhoniuc. Da. Nu vor putea, mai mult, colegul. Nu vor putea. Păi semnalul atunci este clar. Ok, atunci domnul Maia Sandu și Andrei Năstase să-și asume de pe acum că în 2019 vine Dodon singur la putere, că n-are nevoie de PDM. Da, stai puțin. Nu, că n-are nevoie hai de PDM. Hai să așteptăm debutul campaniei electorale, ne grăbim. Deja știm lucrurile, nu contează cine votează, contează cine numără. Mie place. Am văzut cine a numărat la Andrei. Când se numără cum trebuie la Chișinău, se anulează alegerile. Andrei, mai există și un moderator. Stalin a spus în felul următor: nu contează cine votează, cine numără voturile. Sebastian. Dar contează și cine le validează în cazul de față la Chișinău. Adică Plahoniuc. Eu mai am o întrebare indiscretă. Vă rog frumos. Cine are originile dincolo de Prut? Sebastian, tu unde ești născut? Sunt de mamă de aici. Prahova. Fantastic. Și tu de unde? Din București. Eu am originele dincolo de Prut. Realizați că doi tineri, jurnaliști să le spunem, analiști, le putem spune și de patrioți. Una și de alta. Patrioți. Unioniști. Da. Sunt atât de preocupați și atât de cunoscători de spațiu Moldovei. Nimeni nu cunoaște mai bine Moldova, cum o știm noi, Moldova de dincolo de Prut, Republica Moldova, indiferent cum i-am spune. Și dacă voi sunteți preocupați, nu atât din necesități jurnalistice, din necesități de analiză, din necesități de promovare a ideilor voastre, mai ales în mediul online, prin simțirea voastră, ăsta este un fenomen social și patriotic. Așa că dați-mi voie să le mulțumesc juniorilor. Bun, acum o să vă creez o oportunitate la fiecare dintre invitați, începând cu Sebastian, Andrei și terminând cu domnul general. 50 de secunde, vă uitați în cameră și adresați telespectatorilor un gând vis-a-vis de evoluția României în spațiul democratic al Uniunii Europene în anul următor. Sebastian. În primul rând, a spune că trebuie să privim cu optimism mandatul României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Să fim încrezători că vom fi capabili din această multitudine de dosare pe care o am explicitat-o în emisiunea domnului Petrescu, vom ști să marșăm cumva și pe interesul nostru național. Eu aș spune că, în primul rând, privesc cu optimism. Sunt critic, sunt un spirit critic și uneori acid, dar îmi place să închei anul și anul viitor să înceapă într-o notă optimistă, fiindcă în orice rău există și un bine. Mulțumesc, Andrei. Președinția Consiliului Uniunii Europene de către România va fi una de o președinție destul de scurtă, efectiv, pentru că Consiliul Uniunii Europene este co-legislator alături de Parlamentul European, care Parlamentul European undeva maxim aprilie își va termina exercițiul, pentru că se intră în logica electorală. Deci 4 luni de zile va trebui ca România să marșeze destul de puternic în negocierile politice necesare. În același timp, tot într-o zonă optimistă, trebuie să nu uităm și să continuăm să simțim și să acționăm în spiritul următor. România este un stat european geografic, este un stat euroatlantic din punct de vedere al apartenenței lumii euroatlantice, este un stat occidental. În același timp, nu trebuie să uităm niciodată de faptul că peste Prut sunt români, sunt românii noștri, nu trebuie să uităm de românii de la Cernăuți, nu trebuie să uităm de românii de la Cetatea Albă din Sud, nu trebuie să uităm niciodată de românii din Balcani. Avem o datorie ca stat român față de ceilalți români de pertutindeni, inclusiv față de diaspora economică, care trebuie ajutată, de fapt, trebuie abordată în ideea nu de contributor economic, ci trebuie abordată dintr-o perspectivă de partener egal în dezvoltarea României așa cum trebuie. Mulțumesc frumos, domnule general. Am o nostalgie fantastică. Imaginea cu pârtia parcă mă inspiră mai mult decât mesajul către Uniunea Europeană. Și nu ne-am înțeles. Nu, dar cred că era vorba de zăpezile de altă dată și probabil un gând alături de România când era o voce destul de cunoscută în politica externă. Da, 2019 este un alt an al centenarului. Centenarul 1919-2019. În 1919 România era un actor important regional.
un actor important care a reușit să desfășoare și o campanie în vest, o campanie militară de succes, un actor important în relațiile cu celelalte state, un actor important care a fost căutat, viitoarele alianțe regionale cu Polonia, cu Iugoslavia mai târziu, da? Chiar unele negocieri cu Grecia, dincolo de diferendele cu Bulgaria, revin asupra momentului 1919, România, cel puțin regional, era un actor important. Mesajul pe care l-aș transmite este ca prin președinția Consiliului European, România să redevină un actor important în regiune și ar asigura o suficiență. În rest, pe plan european și dacă vreți în relația euroatlantică, să-și consolideze statutul de partener de încredere. Mulțumesc frumos celor trei invitații speciale, vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați telespectatori, și să sperăm că în 2019 România va fi privită din capitalele celorlalte state membre ale Uniunii Europene ca o egală, ca o țară care are numeroase merite în menținerea unui climat de cooperare pe plan european, într-o vreme în care totuși doar țara noastră și Polonia constituie pilonii de bază ai defensivei lumii democratice față de imprevizibilul răsăritean. Vă doresc o seară plăcută!